Ministrii apărării din țările grupului de la Visegrad, Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au dat asigurări că sunt gata să aloce ajutor militar suplimentar Ucrainei. Reprezentantul Ungariei a spus că susține integritatea teritorială a Ucrainei și s-a declarat împotriva agresiunii Kremlinului. Cele patru țări vor coopera la repararea echipamentului militar ucrainean și pentru îngrijirea soldaților ucraineni răniți pe front. Ministrul slovac al apărării a precizat că grupul de la Visegrad va apăra flancul estic al NATO și Uniunea Europeană.